Există priorități pentru grupul PNL din cadrul Senatului până la vacanța parlamentară? Prioritatea și ar putea să existe o întâlnire a noastră în mod special făcută, extraordinară, o sesiune extraordinară vis-a-vis de votul din diasporă. E foarte posibil să ne cheme să votăm varianta care va fi luată în calcul pentru votul din diasporă. Vrea neapărat votul din diasporă, vrem atât noi, ca PNL, cât și USR-ul și președintele. Și vrea ca diaspora să nu mai fie tratată ca persoane de altă clasă, știi? Și să aibă dreptul să voteze. Eu vă spun că dacă apar, să zic așa, nu 1 milion de voturi, că mi se pare enorm, dar dacă sunt 700-800 de mii de voturi din diasporă, candidatul PSD-ului n-are nicio șansă. Ar putea ca un candidat al USR-ului să aibă o șansă suplimentară. Numai că totuși votul din țară e cel care e definitoriu, știi? Și... De acord cu dumneavoastră, dar se estimează că la momentul acesta ar fi peste 5 milioane de români forță de muncă activă în afara gradului. Da, dar nu vin toți. Eu zic că 1 milion, dacă ar ajunge să voteze, sau sub 1 milion, deci ar fi foarte bine. Nu mizăm pe nimic. Asta e pur și simplu părerea mea personală. Votează 1 la 5. Adică asta ar însemna cam 20-22% din total diasporă să meargă să voteze. Până acum au votat 300.000. Dumneavoastră personal credeți în votul electronic? Eu cred în votul electronic, numai că votul electronic nu e foarte sigur. Poate fi viciat și votul electronic trebuie foarte bine pregătit. Cred în votul prin corespondență, care e un pic mai greu, dar poate fi simplificat să nu fie atât de birocratic. Mie mi se pare un vot mult mai bun. Deci ați susține varianta votului prin care... Eu susțin orice fel de variantă care să treacă și să poată să voteze românii din diaspora. Orice variantă. Un argument în favoarea votului electronic era legat de comparația cu tranzacțiile financiare. Atâta vreme când poți face tranzacții de milioane de euro, de miliarde, prin intermediul computerului sau a telefonului, nu văd de ce nu poți să securizezi judecata asta este corectă. Numai că atunci când vrei să furi voturi electronic, poți să le furi cu mult mai ușor decât votul prin corespondență sau votul direct. Există hackeri care pot deturna votul electronic. Nu e niciun fel de problemă. Deci noi nu avem, poate greșesc. Nu suntem încă pregătiți cu un sistem de siguranță perfectă a votului electronic. În acest moment, în acest motiv, e bine ca votul ăsta electronic să nu fie aruncat pe piață și fără să fie total asigurat din punct de vedere, să zicem, electronic, nu? Știți că cartea de identitate are un cod. Da. Ăla este scanabil. Se scanează, la fel ca și cardul de sănătate. Există posibilitatea ca pe telefon să-ți scanezi buletinul. N-ai buletinul, n-ai ce să scanezi. Deci să-l fraudezi. Și la România, fiind una dintre cele mai importante hub-uri IT din zonă, chiar nu să găsesc niște oameni să facă o platformă ultra... Marius, tu să știi că noi putem să discutăm 20.000 de aspecte posibile sau imposibile. Cei care se gândesc că votul electronic poate fi viciat la ora asta în România, înseamnă că au argumentele lor. Nu cred că e argumentul nu votăm electronic, pentru că nu vrem noi să votăm electronic. Mai devreme sau mai târziu, tot la votul electronic ajunge. Dar trebuie să fie un vot electronic în perfectă siguranță. Impresia mea este, bine, probabil că se gândesc și la nesiguranța votului. Dar, sincer, vă spun, părerea mea este că mai mare este teama de a vota electronic, pentru că în momentul ăla foarte mult vor vota. Și nu știu dacă politicienii sunt chiar așa de dornici ca toată lumea să poată vota din vârful patului. Vreau să spun un lucru. Pe un vot electronic, singurii care sunt avantajați în momentul de față, ca și la toamnă, ca și în primăvară, sunt PNL-ul și USR-ul. Acum, momentul ăsta. PSD-ul niciun caz nu este favorizat de un vot masiv. Cu cât e mai mare votul, cu atât procentul lor e mai mic. În momentul ăsta noi am putea să fim favorizați. Ori noi trăim momentul. Trăind momentul, ar trebui ca noi, împreună cu USR-ul, să forțăm fantastic să mergem pe vot electronic. Dar toți cei care au fost consultați din punctul ăsta de vedere spun că există modalități prin care votul electronic să fie viciat.
Am înțeles că... Iar cei care... numai o secundă. Cei care au nevoie ca procentul care se va realiza în exterior să fie viciat, sunt în primul rând adversarii noștri care în exterior nu primesc același număr de voturi ca și cele două partide. USR-ul va primi mai mult, că s-a demonstrat, și PNL-ul mai puțin. Dar dacă va fi distanța aia de 10%, între cât sau 15%, cât primește USR-ul, cât primește PNL-ul, nu e niciun fel de problemă. Având în vedere rezultatele votului recent, la nivelul PNL central, bineînțeles, există o reorientare în ceea ce privește relația cu diaspora? Da, nu e vorba de votul în sine, ci de gestul prin care foarte mulți români n-au putut vota. Este, vedeți voi, când un cetățean de afară nu poate vota, este clar că el dă dragi, sună în țară și îi spune lui bunică sau lui bunică să du-te și votează și votează asta. Nu asta este, după părerea mea, metoda prin care să obții niște voturi corecte, ci să voteze toată lumea care vrea să voteze. În momentul în care votul va fi, cum va fi el, dar e posibil în diasporă, eu vă garantez de acum că mai mult de 1 milion de oameni nu vor veni la vot. Păi nu vine în țara lor, la 100 de metri de casă, nu vin. Și au venit acum 49% că au fost supărați. În diasporă, dar oricum, de la 300 de mii la 1 milion... Eu respect punctul de vedere, dar nu cred că este așa și s-a demonstrat recent cu cozi comense diaspora și votează pe semnalul... Cine? Da. Diaspora. Da. Ea de la Napoli. Și cu semnalul dat pentru politica sau politicile liberale. Vezi PNL și USR. Prin urmare, regândiți și o alte forme de a intra în dialog direct cu ei, de a-i susține, de... Nu știu. Păi nu-i vorba de dialog direct. Aici trebuie să găsești modalitatea prin care ei să aibă dreptul să voteze cât mai ușor, cu cât mai puține costuri și cât se poate de comod. Ca să voteze la fel ca cei din țară, ar trebui să faci 10.000 de secții de votare, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este posibil. Dar eu aș face, de exemplu, în fiecare oraș, mediu sau mare, o secție, două, trei de votare, în funcție de ce știu că există ca populație în orașul respectiv. Numai că din 5 milioane de români care sunt afară, nu sunt decât vreo 2 milioane înregistrați cu, știi, la primărie, ca cetățeni, ca nu știu ce. 2 milioane exagerat, poate mai puțin. Și atunci de unde să știu eu, unde sunt ei, dacă nu i-am... Dați-le mesaje. De mesaje la 5 milioane de români? Nu, mesaj fizic. Așa. Mesajul politic. Pe mesajul politic ăsta este. Să se înregistreze la ambasade. Ăsta este mesajul politic, că vom găsi o soluție prin care să poată să voteze. Că este prin corespondență, mie mi se pare, în același timp, prin corespondență, votul trebuie să fie mult mai mult simplificat, să nu mai fie atât de complicat. Și eu cred că votul prin corespondență chiar e un vot lejer. Nu este... Nu te deplasezi, trebuie să te înregistrezi și atât tot. Unii nu se înregistrează. Și dacă nu se înregistrează, nici nu pot vota. Și de ce e ăla mai sigur? Nu vorbesc că este mai, e mai sigur decât ăsta electronic, că pe ăla nu se poate interveni. N-ai cum să intervii pe votul prin corespondență. E ceva fizic. Da. Bă, l-a băgat în plic și l-a trimis. Revenim în poate să pierde. 1, 2, 3, dar nu poți să pierzi milioane de voturi. Adică mii de voturi. Da, dar cum ai... trebuie să confrunți până la urmă, nu? Cel care a trimis. Da. Cu cel care a primit. Confirmare da. De au trimis 10.000. Trimis confirmare de primit. Au trimis 10.000 și au ajuns 5. Nu se poate. N-are cum. Unde sunt 5.000? Păi i-au luat vântul. De câte ori am trimis cu confirmare de primire și am mai venit confirmare? Poate să fie un caz, 2, 5, 10, 100, dar nu poate să fie de ordinul zecilor de mii de cazuri.